Se deschide dezbaterea. Doamna Auken, vă rog. Thank you very much, Mrs. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Două lucruri vreau să spun. Unu, pentru comisie. Cred că este o rușine că nu tratați astfel de chestiuni în sistemul legislației comunitare. Știu că carta se aplică numai instituțiilor, însă tratatul este atât de important, cum ați spus și dumneavoastră. Și dacă se încalcă dispoziții din tratat, ceea ce e clar cazul aici, noi trebuie să ne ocupăm de acest lucru. Și eu consider că dumneavoastră subminați puterea Parlamentului. Și de asemenea a dumneavoastră, refuzând să vă ocupați de acest caz foarte grav. Acesta trebuie tratat cu seriozitatea adecvată. Deci sper că atunci când avem audierea, spunem, transmitem foarte clar Comisiei că e vorba aici de drepturi fundamentale care sunt atât de importante pentru Uniunea Europeană încât sigur că trebuie să ne ocupăm de ele atunci când sunt încălcate. Și ajung și la cel de-al doilea punct. Am ascultat reprezentantul guvernului. Îmi pare rău să spun, dar aceasta a fost o demonstrație clară a faptului că ceva merge foarte greșit în România. Foarte greșit. În toate țările noastre, în toate statele membre, bieții politicieni, bietele state, bietele guverne, bietele instituții, suferă de pe urma campaniilor de presă. Și ar vrea să pună sub tăcere aceste campanii dacă ar putea, dar nu pot, pentru că, conform principiilor libertății presei și libertății de exprimare, nu se pot opri aceste campanii. Poți să faci contracampanii, dacă dorești, utilizând aceleași mijloace, libertatea de exprimare, dar nu poți să folosești puterea statului, prerogativele statului, pentru a pune capăt campaniilor de presă, pentru că atunci ne întoarcem la dictatură. Dacă acceptăm ceea ce spuneți dumneavoastră aici, domnule reprezentant al guvernului, îmi pare tare rău să vă spun așa. Deci, trebuie să spun cu mare convingere că acesta este un caz foarte clar de țară care încearcă să nege drepturi fundamentale pentru Uniunea Europeană. N-am auzit nimic din partea Consiliului care să poată să justifice poziția. N-am auzit niciun fel de motivații convingătoare. Spuneți că sunt campanii răutăcioase sau răuvoitoare, dar cu toții trecem prin așa ceva.